bucuros a rânduiți-o aceasta ca să ne bucurăm în ea. Pentru că, așa cum stă scris, este o mare bucurie în cer la Dumnezeu. El se bează fastuos atunci când un singur păcătos se întoarce la El. Astăzi, patru suflete tinere, patru suflete care au cunoscut pe Domnul, vor să depună despre El, despre dragostea Lui, despre iubirea Lui, o mărturie publică. Și acesta este un prilej de bucurie, să ne bucurăm împreună cu ei. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să depună o mărturie despre credința care i-a făcut liber. Liber de păcat, liber de viața lor trecută și păcătoasă și liber de acum înainte să slujească lui Dumnezeu într-un duh nou. Să-și pună mădularele lor, energia lor, începerea lor la dispoziția celuia care i-a iubit așa de mult. Atunci eu m-am hotărât să-L urmez pe Iisus cu adevărat. Am simțit nașterea din nou, apoi, nesilită de nimeni, m-am hotărât să iau botezul, fiind convinsă de cuvintele Domnului Iisus care spune că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Sunt convinsă că luptele vor fi mult mai mari, dar Scriptura ne garantează biruința. Sunt plină de bucurie căci astăzi îmbrăcată în alb, pot depune o mărturie curată, în primul rând înaintea Domnului, apoi a dumneavoastră și a întregii familii. Aș dori ca legământul pe care îl fac eu astăzi, Domnul din cer să mă ajute să pot ține toată viața mea. În dimineața aceasta stau în fața dumneavoastră și în fața Domnului, pentru că m-am decis să închei necunoaie și să-L urmez toată viața mea prin încercări, prin greutăți, prin fericiri. Să stau în parte de El cu ajutorul Lui. După ce am luat decizia să mă mutez, am lucrat de totul să mă face, totul să face tot mai bine. Și Dumnezeu, eu îl simt fiecare zi pe Iisus. Fie rugăciune cât de mică, cel mai cât de mic, îl ascult și îl simt pentru mine. În viața când mă trezesc și mă uit la munți, stau la munți și la ape și la cer, îl simt pur și simplu pentru că știu că El e lângă mine, mă ține de mână și îmi spune că Probabil că cunoaște sentimentul. Întotdeauna să-i spunești un plâns și pacea Lui să cuprindă ființa ta. Este, nu știu, este ceva de... Nu pot să scriu cuvinte. Dar am simțit că atunci este acel ceva de care eu aveam nevoie. Primind acel ceva, ceea ce am început eu, bineînțeles că mă fi luat cu fratele de rău. Vreau să fac pasul
Crăciun. S-a bucurat împreună cu mine. M-am rugat pentru ei și am zis, Doamne, știu că astăzi omul vechi va fi înmormântat în apa botezului. Și toată activitatea care a fost depusă în anii care îi aveți de până acum, în acești ani veți depune această activitate aici în apa botezului. Astăzi mărturia voastră va fi notată în ceruri, va fi publicată înaintea îngerilor. Și sărbătoarea asta care ați depus-o astăzi sau aveți în viața voastră este sărbătorită în Universul.